Angajații Complexului Energetic Hunedoara primesc bani în plus la salariu cu ocazia Crăciunului. Cuantumul primelor va fi negociat cu administrația, așa cum prevede contractul colectiv de muncă, iar negocierile încep cel mai probabil săptămâna viitoare. Noi avem prinsă în contract această primă, ea urmează a fi negociată cu conducerea Complexului Energetic Hunedoara. Ne vom întâlni probabil la începutul lunii decembrie și vom stabili cuantumul acestei prime. Anul trecut, sindicatele nu au reușit să negocieze pentru toți angajații Complexului Energetic Hunedoara primele de Crăciun din cauza repetatelor intrări și ieșiri din insolvență. Peste 60 de autorizații au fost emise numai în ultima perioadă de inspectorii care verifică siguranța la incendii, iar o treime dintre edificiile care au primit avizele sunt din Valea Jiului. Nu s-au rezolvat toate problemele, însă, iar mai multe instituții rămân chiar închise, așa cum este cazul Casei de Cultură din Petroșani. Totuși, inspectorii spun că situația se îmbunătățește cu fiecare zi, iar administratorii au înțeles ce trebuie să facă pentru a evita dezastrele. În cursul acestui an, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a emis la cerere 61 de autorizații de securitate la incendiu pentru administratorii, antreprenorii și reprezentanții instituțiilor din județul Hunedoara. Dintre acestea, 17 obiective sunt amplasate în Valea Jiului, cele mai multe fiind în Petroșani. Din punctul de vedere al funcționalității, aceste spații sunt complexe comerciale, pensiuni, săli de festivități, restaurante, spații comerciale, stații de carburanți sau casă de cultură. Acolo unde au fost găsite nereguli în urma controalelor, inspectorii ISU le-au dat termen de remediere și un plan bine stabilit. Totuși, întreaga sarcină cade doar pe umerii administratorilor. Au fost lăsate o serie de măsuri pentru remedierea acestora fiind gestionat sau fiind dat un răgaz de cel puțin o lună. Însă trebuie spus că Inspectoratul pentru Situații de Urgență are doar rolul de îndrumare a persoanelor care solicită autorizația și de verificare a dosarelor în ceea ce privește existența documentelor prevăzute de lege și confruntarea pe teren a planurilor aflate la dosar. De asemenea, ISU nu realizează proiecte sau înzestrări ale obiectivelor cu toate instalațiile și dotările prevăzute de legislația în vigoare. Inspectorii ISU pot da amenzi cuprinse între 20.000 și 50.000 de lei, începând cu 1 octombrie 2017, celor care dețin construcții și amenajări fără avize și autorizații privind securitatea la incendiu. În anul 2015, după incendiul de la colectiv, inspectorii ISU Hunedoara au aplicat 50 de avertismente și 36 de amenzi contravenționale, în cuantum de 332.000 de lei, iar în cazul a 4 operatori economici a fost atunci dispusă măsura complementară de oprire a funcționării. Două săli de spectacole din Deva și Hunedoara, care au primit doar sancțiuni sau avertismente, au fost închise atunci de administratorii acestora până la remedierea deficiențelor. Imediat după incendiul de la Bambu, echipele ISU Hunedoara au dat amenzi de aproape 6.000 de lei. Asta pentru că locațiile verificate pe raza județului Hunedoara nu aveau autorizații pentru securitate la incendiu, iar planurile de evacuare ar fi avut defecțiuni. Elevii școlii gimnaziale Avram Stanca au fost părtași la o lecție deschisă despre patriotism și mândria de a fi român. Ei înșiși, pe rând, au fost protagoniștii acestei lecții de istorie la Teatrul din Petroșani, acolo unde s-au adunat să își demonstreze cunoștințele despre țara noastră. Este vorba despre o lecție de istorie altfel, despre o activitate închinată Zilei Naționale. După cum vedeți, elevii noștri și toți dascălii s-au mobilizat
pentru că ni se pare foarte important să ne cinstim trecutul, să ne cinstim eroii, să fim conștienți de naționalitatea noastră, să ne cinstim limba și să ne cinstim țara. Asta încercăm pe lângă alte lucruri pe care învățăm pe copiii noștri la școală să învățăm și să fie mândri că suntem români. Ne-am adunat aici să sărbăm cei 99 de ani de la Marea Unire și împreună cu elevii școlii am pregătit și un program artistic ca să fie ora de istorie mai frumoasă decât de obicei. Au cântat, au recitat, au dansat și au vorbit despre România și români. Sunt micuți, dar au aflat câte ceva despre țara lor și, încă de la aceste vârste, au posibilitatea să învețe să își iubească țara. Au numai câțiva ani și sunt familiarizați cu joaca mai mult decât cu băncile unei școli, însă acum au pășit prima dată pe holurile uneia adevărate. Sunt copii care vin la grădiniță și care au luat parte la programul Porți Deschise la una dintre școlile din Petroșani. Nu știu ei ce îi așteaptă și joaca încă face parte din viața lor, dar sunt nerăbdători să afle cum e la școală. Pentru ce ai venit azi? Ca să văd cum fac școlarii temele. Cum se face? Ce știi tu despre școală acum? Păi, când sună clopoțelul, înseamnă că trebuie să intre la ore și să se apuce de teme. Îți dorești să vii la școală? Da. De ce? Pentru că îmi place școala. Păi cum crezi tu că îți place școala? Pentru că n-am mai fost de mult. De pe 100 de ani. Ia spune-mi și tu, ce-ți dorești când ajungi la școală să se întâmple? Să fac teme frumoase. Îmi place. Cum ți se pare că e la școală? Bine. Ce ai văzut până acum? Am văzut că ne jucăm în sala de tenis. Tu pentru ce ai venit astăzi aici? Să mă joc cu prietenii mei. La școală te joci? În sala de tenis. Și cum o să fie la școală? Frumos! Mie îmi place la școală pentru că aici se fac teme. Și îmi place aici la școală că se face sport. Da, ai mai fost vreodată la școală? Nu. E prima dată? Da. Mai toate școlile și-au deschis porțile în această săptămână și viitorii boboci au venit să vadă ce îi așteaptă aici. Vor veni cu siguranță la toamnă când vor ajunge în clasa pregătitoare.